Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Copiii sunt adesea expuși la un număr mare de infecții virale și bacteriene pentru că sunt în contact permanent cu alți copii în școli, grădinițe și locuri de joacă. Acest lucru crește șansele de a contracta infecții care pot provoca inflamația gâtului, mai ales că sistemul imunitar al copiilor este încă în dezvoltare și uneori nu poate fi așa de eficient ca al adulților. Roșul în gât apare deoarece copiii tind să comunice vocal mult mai mult decât adulții, cântând și strigând mult mai frecvent. Astfel se poate pune presiune suplimentară pe corzile vocale și pe mucoasa gâtului, crescând riscul de inflamație. Igiena orală redusă a copiilor poate favoriza creșterea bacteriilor în gură și în gât. Inflamația gâtului la copii poate varia în severitate, de la infecții minore, care se rezolvă de la sine, până la afecțiuni mai grave care necesită tratamentul cu antibiotice. Dar există și formule complexe naturale pe bază de propolis, miere, albastru de metilel, cocos și uleiuri esențiale care îl pot ajuta pe cel mic să treacă mai rapid peste roșul în gât. Propolisul și mierea au proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, ajutând la ameliorarea durerilor în gât și a inflamațiilor. Mierea o mai poți adăuga în infuziile de plante pentru a hidrata gâtul alături de un pic de lămâie. Albastru de metilen este un antiseptic care ajută la reducerea inflamației și a durerii în gât. Menta are proprietăți răcoritoare și anestezice naturale care pot ajuta și reduce disconfortul în gât. Acum știi cum să susții sănătatea tractului respirator și cum să ai grijă de sănătatea copilului tău. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant.